Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi o să merg cu scuterul la mare. Nu este chiar orice scuter, este un scuter special, BMW 400 GT, eu îi zic Grand Tourer, și mă gândesc, bă, dacă tot merge bine și pe autostradă, haide să merg cu el. Deci o să merg cu scuterul la mare, nu mai am timp să mă schimb, să-mi dau toate chestiile astea jos, dar în principiu ăsta este planul. Vreau să ajung la Constanța ca să joc volei pe plajă. Și mă gândeam, bă, e sâmbătă dimineața, ora 9, aglomerație pe autostradă, l-a dus, l-a întors, n-are niciun sens să te duci cu mașina, așa că de asta am decis să merg cu scuterul. Până una alta, haideți să vă spun ce scuter e ăsta și de ce este interesant. În primul rând e interesant pentru că arată bine. În al doilea rând este interesant pentru că are un motor de 350 de centimetri cubi și produce 34 de cai putere. Acum te gândești, bă, 34 de cai nu e așa o valoare enormă, dar majoritatea scuterelor au, nu știu, 10 cai, 9 cai, 20 de cai putere. Ăsta are 34. Deci nu este chiar așa lipsit de putere și fuge bine 140. În următorul rând, oricum o să vă prezint tot felul de detalii despre el mai încolo, dar vreau să vă arăt ce mi-am luat cu mine. Are keyless ăsta. Bun. Față de alte scutere din categoria lui, ăsta nu prea are mult spațiu de stocare. Lucru extrem de enervant. Cam ăsta este tot spațiul de stocare. Aici are un spațiu cam atât, bă, chiar mi-e lenă să scot toate astea. Ăștia sunt chiloții mei de plajă pe aici, prosop și așa. Aici am echipament de ploaie, în caz că vine ploaia. Ăsta de filmare, ca un YouTuber trebuie să ai multe aparate cu tine, chestii, baterii. Asta este o vizieră în caz că mă prinde noaptea și sigur mă prinde noaptea la întoarcere. Ochelari de soare, o pălărie și acolo sunt tot felul de creme de plajă și aici mai am o geacă. Bă, într-un Yamaha X-Max 300 încap mai multe lucruri. În ăsta nu încap așa multe lucruri. Are și o chestie interesantă pe care o să vă arăt. Practic, portbagajul ăsta se poate extinde, dar doar static. Pentru că altfel atinge cu o... În fine, cu chestia asta. Nu știu dacă se vede. Vezi, asta e flexibil aici. Și dacă mergi așa, atinge cu asta de roată. Deci nu este o idee bună și nici nu poți pleca de pe loc. Aici am un maiu de plajă. Și aici am niște pantaloni scurți. Opa. În fine, cred că BMW au gândit spațiul ăla să fie folosit pentru telefoane. Am făcut plinul. Nu știu câți litri în cap. Ce este fain la scuterul ăsta, o să vă explic imediat. De fapt, acum. În primul rând, ăsta este bun pentru iarnă, pentru că ai chestii încălzite. Ai șa încălzită, n-avem nevoie acum vara, și ai ghidon încălzit. Bun, n-ai nevoie acum. În al doilea rând, e fain pentru că ai oglinzile pe ghidon. La Honda Forza 300, oglinzile nu sunt pe ghidon, sunt pe carenă, cumva. Acum, nu știu despre voi, dar mie îmi place cum arată scuterul ăsta. Trebuie să vă zic așa. În primul rând, blocul optic luminează foarte bine, arată și foarte bine, este foarte vizibil. Când se întunecă un pic, se aprind niște LED-uri în față, care sunt foarte vizibile și tu vezi bine cu ele, iar faza lungă este bombă. Este absolut genială. Deci ăsta este un lucru foarte, foarte mișto la scuterul ăsta. În al doilea rând, avem niște frâne foarte bune. Două discuri pe față, un disc pe spate, dar în sfârșit ăsta este un scuter care frânează bine. Suspensia este fermă, dar furca este moale atunci când frânezi puternic. Nu îți dă un sentiment chiar așa de reconfortant. Așa. Asta este un motor monocilindru, asta înseamnă că se aude... Se aude bine, îmi place cum se aude. Stai să-l și oprim să ne auzim și noi.
Și cred că marele plus al acestui scooter este efectiv cum merge și cum stă pe șosea, pentru că îți dă un sentiment că ești un pilot mai bun decât ești de fapt și îți dă încredere. Astea sunt câteva detalii și acum eu chiar trebuie să mă apuc de drum, pentru că trebuia, acum este ora 9. A? Așa, și eu trebuie la 10:30 să fiu teoretic la mare. Nu cred că ajung la Constanța în așa scurt timp. Sper să fie trafic. Sper să fie trafic ca să fi meritat să merg cu scuterul și sper să nu plouă. Ultima dată când am mers cu motocicleta la mare, băi, am prins un trafic înapoi. Mamă, au fost și accidente, tot felul de mârlani. O să sper să filmez cu GoPro-ul tot felul de oameni, să vedem cum se merge prost în România. Dar eu îmi doresc de fapt să nu am ce filma, să fie foarte chill oamenii, să nu fie oameni care merg foarte aproape de tine și să nu se întâmple accidente. Hai să mergem! Sper că de data asta se înregistrează. Nu știu, ăștia care sunt motovlogger, nu știu cum fac cu microfoanele, cu sunetul. Așa, tocmai am alimentat de la Petrom. 10:06, trebuia acum deja să fiu în Constanța, dar nu sunt. Așa, my vehicle urban. Nu ăsta, my vehicle. Ba da, my vehicle. My vehicle. Am mers cu viteză maximă, adică am avut accelerația deschisă la maximum și am avut un consum de 6,2% și am mers 60 de kilometri. Deci, rezervorul acestui scooter e mic și e enervant. Bine, dar o să merg mai încet acum. Sper că microfonul meu să nu ia toate sunetele posibile și imposibile. Bă, stai acolo, mă. Până la 100 la oră mi se pare că merge bine. Așa, trebuie să stau într-o poziție mai de genul ăsta. Ca la 130 să nu se simtă așa de multe turbulențe. Bă, nu știu cum în toate zilele în care merg eu într-o excursie asta, ba bate vântul, ba plouă, ba nu știu ce se întâmplă tot timpul. Deci mi-e clar că e prea mare viteza de 140 la oră pentru scooterul ăsta. Și o viteză normală, să zic așa, ar fi de sub 130. O viteză de croazieră, pentru că nu vreau să o consume enorm, adică nu-i de bani, dar are rezervorul mic și la fiecare, nu știu, 150 de kilometri trebuie să te oprești. Dragilor, cam așa arată la mare. Bă, bate vântul, frate, bate vântul. Dar scuterica asta m-a dus destul de bine. Sunt destul de mulțumit. Dacă nu bătea vântul, ar fi fost și mai confortabil, pentru că parbrizul ăsta are o formă mișto. Nu știu că se vede pe cameră. Vine cumva așa în sus. Da, și ăsta e motivul pentru care nu ai turbulențe în cască. Dar dacă bate vântul din stânga sau din dreapta foarte puternic, atunci nu, cam ai turbulențe. În rest, sunt foarte încântat. Cred că a consumat cam mult. Ia chiar așa să văd cât a consumat scuterică. 5,8%. 5,8%, dar am avut o media de 115 la oră. Media.
Deci înseamnă că a mers așa cu 100, nu mai știu cât. Cred că se simte bine la 126 la oră, nu știu de ce. Bine, mă schimb și mă duc să joc volei. Și revin după aia cu concluzii. Evident, și întoarcerea nu o să o fac tot pe autostradă, că deja mi s-a luat de autostradă nasol. So, nu mai montez microfonul, este târziu. Am terminat ziua de beach volleyball. Acum este deja super, super târziu și mă pregătesc de plecare. Cam așa arată blugi. Acum, evident, nu sunt în blugi, sunt în niște slat. Și cam așa arată un fel de zi interesantă cu scuterul la mare. Ce-i fain la scuter e că ai ceva loc, totuși, în care să pui chestiile astea. Blugii, om, și îți dai seama ce cât cântărește un blug de ăsta. Bine, de când dată eu mă duc să mănânc ceva, cred că o să rămân pe aici în seara asta și revin mâine cu concluzii despre această excursie. Deci tu le-ai de un an și ai făcut 10.000 de kilometri. Da, exact. Și ce bani ai băgat în el? Nimic. Benzină. Și cât îți consumă? Cam 4. 4, Da. Bine, eu merg un pic mai tare, mai agresiv. Mie mi-a consumat, i-am dat blană de la București și a consumat 6. 6? Pe autostradă... Nu. Nu, mie mi-a mâncat ulei. Da? Da, nu știu de ce, dar mi-a mâncat. Când mi-a cerut, după când am ajuns, mi-a cerut ulei. Uh-huh. Așa, deci care era, nu știu, șansa să se întâlnească două scutere din astea în Constanța? Eu acum sunt pe picior de plecare din Constanța și e interesant să vezi cum arată un scuter de ăsta după ceva timp. De exemplu, ăsta a căzut aici, s-a întâmplat. A căzut? Nu, a dat un vecin în tine. Da, era parcat și a dat un vecin cu spatele, atât de singurul accident. Și s-a prins, a rămas în geam lipit de perete, nu s-a rupt geam. Deci a rămas așa, pe geam. Deci ăsta e nou. Asta este deja de un an. Cam așa arată două scutere de astea unul lângă altul. Arată bine. Dar foarte interesant. Ne-am întâlnit la benzinărie. Între timp s-a făcut târziu. Din nou, este ora 20:24. Astăzi n-am putut să plec foarte devreme din Constanța. Evident, când te duci la mare, nu îți vine să pleci nu știu când. Și mai ales și cu scooterul, te gândești, bă, dacă o fi trafic, merg printre mașini, merg, adică ajung mult mai repede. Dar este târziu. Sper că are faruri bune astea. Am văzut farurile într-o noapte că am mers cu el. Și părea că merge bine. Faza lungă este super, super mișto. Dar sunt obosit. M-am oprit la o benzinărie să mănânc ceva. Mi-am luat ceva energizant pe drum. Cred că o să mă mai apropie să beag o cafea. Și cam asta este. Mi-am schimbat și viziera la cască. Așa. Și da, deci asta este partea intermediară a episodului. Aveam de gând să mai filmez astăzi ceva, dar n-am mai apucat, pentru că am jucat volei pe plajă. Asta e. Și cred că zilele următoare mai filmez așa, nu știu cum să zic, extra, să trag niște concluzii cu privire la scooterul ăsta. Foarte interesant că l-am găsit pe băiatul ăsta care are fix același model, fix aceeași culoare. Și a mers 10.000 de kilometri cu scooterul, într-un an. Bravo lui! Dragilor, ăsta a fost episodul cu acest scooter.
pe care l-am avut o săptămână. A mers cu el peste tot și la mare și în oraș și astăzi trebuie să-l dau înapoi. Înainte să-l dau înapoi, mai facem câteva filmări, dar trebuie să tragem o concluzie. Și anume, mie mi se pare că scooterul ăsta are atât plusuri foarte mari, cât și minusuri foarte mari. Plusuri. Motorul e fain, are 34 de cai, normal că merge bine. Merge bine atât în oraș, cât și pe autostradă, este super confortabil și are becuri foarte bune, vede foarte bine noaptea, ziua. Totodată se aude mult mai bine decât un scooter de 300 de centimetri cubi. Ăsta monocilindru face niște zgomote faine. Dacă vrei să facă zgomote mai faine, îi pui o altă tobă și o să se audă și mai bine. Merge bine, este super confortabil, are suspensii foarte bune, are frâne foarte bune și per total îmi place. Astea sunt lucrurile bune. Lucrurile nu foarte bune, parbrizul putea să fie mai mare, adică bă, fie fel de oraș și fă parbrizul ăla mic și na, obosit, fie fel mai pentru de toate, fă parbrizul ăla mai mare, dar așa este undeva in between. Totodată, spațiul de depozitare, ăsta este o chestie foarte enervantă. La gabaritul acestui scooter puteau să facă spațiul ăsta de depozitare mai mare, ar fi fost scooterul ideal. Totodată mă enervează că parbrizul nu este ajustabil electric sau ajustabil în vreun fel, adică come on, măcar cumva manual, o chestie, orice, fă-i ceva, dar nu lăsa așa. Per total mi se pare că ai un feeling bun pe scooterul ăsta, se simte bine, merge bine și este ușor de manevrat în oraș. Eu vin de pe X-Max 250, săptămâna trecută am testat X-Max 300, ăla este un pic mai agil, are mai mult spațiu de depozitare, dar ăsta este clar mai premium. Dar acum trebuie să vă zic prețul. Prețul este de 9500 de euro pentru chestia asta din spatele meu. Adică, bă, cu 9500 de euro îți cumperi o motocicletă mișto. Cu 9500 de euro îți cumperi două Forduri mai vechi. Adică, este un preț foarte mare pentru ceva care oferă puțin spațiu. Și mi se pare că BMW putea să facă o treabă mult mai bună cu scooterul ăsta sau să-l facă mai ieftin. Desigur, prețul de bază începe de la vreo 8.000 de euro, dar cu opționale ajunge la 9.500, ceea ce este foarte mult totuși. Până la urmă, ce poate să fie așa de premium la scooterul ăsta, ceva ce să n-aibă toate celelalte scutere din gama lui? O Honda Forza, de exemplu, costă 6.750 de euro cu top box de ăsta și cu parbriz ajustabil electric. Are 29 de cai, deci este mai... Are 29 de cai, ceva de genul ăsta. Are 29 de cai, deci este mai lent. Dar totuși, cam an, 3.000 de euro diferență. Sau pe acolo. L-aș lua pe ăsta? Da, l-aș lua. Și haideți să vă arăt de ce. L-aș lua pentru că pe mine mă enervează la scutere spațiul ăla, ăla gol de acolo. Adică spațiul ăsta de aici. Mi se pare că efectiv este un spațiu gol și ai putea să-l umpli cu ceva. Și mă gândesc să inventez un sistem în care pot să mai bage aici ceva. Pentru că ce nu-mi place în general la motociclete sau scutere este spațiul, adică cutia aia din spate. Nu-mi place, mi se pare că strică tot aspectul și arată rău. Deci, cu alte cuvinte, dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că am acoperit o sumedenie de chestii interesante. Dacă nu, scrieți-mi în secțiunea de comentarii și sunt curios dacă v-ați luat așa ceva. Nou sau second și dacă ați dat banii ăștia. Bine, ăsta a fost episodul, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!